și-l avem aici pe noul nostru brawler. Salut tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou clip. De această dată ne jucăm Brawl Stars. Nu uitați, dați pe acolo pe butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de Brawl Stars. Să ajungem la acest clip peste 1000 de like-uri, ar fi super, super bine. În acest clip o să încercăm să-l deblocăm pe 8-bit. Mai avem foarte puțin. Avem aproximativ 5960 ceva de genul. Mai avem foarte puțin și deblocăm pe 8-bit. Și probabil mulți dintre voi sunteți, stai, ce? Acum o săptămână aveai 4100 trofee. Andrei, ce ai făcut? Deci am jucat lejer, deci n-am jucat mult. Dar ideea e următoare. Am jucat cât am jucat și am câștigat o grămadă la noile moduri care s-au adăugat. Am jucat nu la modul ăsta, celălalt nou care s-a adăugat foarte mult cu Shelly și Bull și cu El Primo. Și este extrem de OP și aici la modul ăsta mi se pare destul de bun să joci cu Brooke. Uite, deja sunt, you are in the lead, bine, cel puțin pe harta asta mi se pare destul de ok să joci cu Brooke. Și mai am foarte puțin, am jucat și cu brawlerii care aveau mai puține trofee, gen, uite, Brooke. L-am luat în principal pentru că aveam puține trofee și văd că e și destul de bun pentru harta asta, adică sunt in the lead, deci e ok. Și am destul de puține trofee pe el. Nu aveam nici rank 10 și l-am adus la rank 10. Deci scopul, recomandarea mea ca să faceți trofee este să jucați cu brawlerii pe care aveți mai puține trofee. Învățați să jucați cu fiecare. În același timp nu jucați pe orice hartă. Încercați să găsiți și harta potrivită pentru acel brawler, pentru că degeaba e o hartă de close range și tu joci cu ceva de distanță, pentru că mai bine nu joci decât să joci așa. Oricum o să mori și după nu, nici chiar așa nu câștigi. Oricum eu acum sunt in the lead, deci sunt destul de ok. După ce o să luăm 8-bit o să facem și un box opening, pentru că avem 13-14 brawl box-uri ceva de genul și un big box. Și poate avem șansă să ne iepice ceva, pentru că tocmai o să le blochez pe 8-bit și din câte am înțeles, voi mi-ați spus în comentarii că dacă am mai mulți brawler, am mai multe șanse să împice brawler din chesturi. Nu știu dacă este adevărat, adică mulți mi-au zis la clipul în care am luat doi brawler dintr-un singur chest, mi-a zis că a fost o alegere foarte bună, că am luat mai întâi Bo. L-am deblocat pe boss și după aceea am deschis cutiile, pentru că altfel nu mi-ar fi picat, mi-a spus voi. Nu știu acum dacă e adevărat, vreau să aud mai multe confirmări în comentarii dacă este adevărat acest von. Eu văd că, uite, eu are in the lead și avem o grămadă de powerpoint aici și trebuie neapărat să mă duc să mai trag în el, pentru că nu vreau să pierd locul 1. Așa că ne îndreptăm rapid spre el. 2. Aia zic, my friend, aia zic, am murit oricum, dar nu-i problemă pentru că i-am dat o grămadă de damage, i-am dat ultimata pe Buster, că suntem foarte, foarte ok. Și după cum vedeți, mai avem puțin și deblocăm pe 8-bit și avem 14 brawl box-uri și un big box să-l deschidem, așa că să-i dăm drumul la bătaie. O să avem un mic fast forward aici și trecem direct la ultimul match pentru 8-bit. A few moments later. Mama, avem 12 de astea, suntem locul 1, este penultimul meci mai probabil, pentru că nu pot să scot mai mult de 10 trofee din meciul ăsta și mai am nevoie de mai mult de 10 trofee, dar am 12, deci e cam GG 100%. Hai, dați aici că deja nu mai are nicio șansă, frate, nu mai are nicio șansă, mă. Nicio șansă, brodere. Dă-i că n-are nicio șansă, mă. Nicio șansă nu mai are. Ia uite, bum. Bom, 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 că nu mai ai șanse, bă. Bom, așa, dă-i și la asta. Dă-i și așa, dă-i și așa la tat. Dă-i, frate, că nu mai are treabă. Nu mai ai, GG, m-am mai dat 4000 cu o rachetă. Da, ăsta este al penultimul match. Mai avem un singur match acum. Hai să ne vedem, ia să vedem câte trofei avem. Deci avem 5993. Trebuie neapărat să fie win sau să fie pe locul 2. Așa că să-i dăm drumul la treabă. N-ar trebui să fie greu. Nu știu de ce stata să mă bage meci. Hai odată. Hai să-l deblocăm pe 8-bit și după să vedem cum ar fi să avem noroc și la un brawler și la 8-bit și astfel ne creștem colecția foarte, foarte mult. Mai am nevoie de Frank ca să am toate epicele. Deci, nu știu, la mine e foarte ciudat.
Eu le-am luat efectiv pe rând. Nu am luat, nu chiar pe rând, că am legendare. Dar înainte nu aveam nicio epică și le-am deblocat mai întâi pe epice. Nu am moment de față nicio mitică, dar am două legendare, una deblocată dintr-un ce și una cumpărată, Leonul de pe live, Shark Leonul mai exact. Dar hai să vedem noi acum. Dacă trebuie să mă duc să-i dau niște hituri la ăla. Wait one second. Guys, că we have a big problem, by the way. Oh no. Trebuie neapărat să-i dăm damage. Trebuie neapărat să-i dăm damage mult. Și nu vreau să mor. Băi, trebuie neapărat să-l luăm locul 2. Deci neapărat locul 2. 70%. Tot ne putem reveni. Deci ne putem reveni și de la atâta. Chiar dacă le-au dat ăștia mult damage și încă văd că dau mult damage acolo. Dar ne putem reveni. Ok, you are doing ok. Nu mă spune că trebuie să mai joc încă un meci pe lângă ăsta, că nu am chef. Chiar nu am chef fix acum în ultimul meci să dau de pro playeri. No! Dă-i, hai că you are doing ok. You are doing good. Keep up the good work. Keep up the good work, my friend. Keep up the good work. Are, keep up the good work. Nu e problemă. Mamă, nu. Mai, ce la mustață a fost. Mă, l-are 17. Nu e ok, nu e ok, omorâți-l pe ăla cu 17 rapid, că ăla e pe primul loc, 100.000 e pe primul loc, că stă acolo și Daniel să zacă. Nu. Hopa, Penelope. Mamă, și-a venit și el, să-mi dea mie, bravo frate. Bă, eu sunt keep up the good work, trebuie neapărat să iau locul 2. Așa că hai cu locul 2, vă rog eu mult locul 2, că ne supărăm. Vreau locul 2, mulțumesc. Locul 2. I-am omorât foarte rapid. Nu e locul 2, nu-i așa? Dacă e loc. Revenim. Trebuie să mai fac. Sau? Nu te cred. 6.000 de trofee, nu știam că îți dă 7. Ok, apare mi-a dat 7. Doamne ajută. Și-l avem aici pe noul nostru brawler, 8-bit. Avem și puțin sunet. Sunetul vine din telefon, așa că na. 8-bit, deci am deblocat toate cărțile. Da, merge și toate cărțile. Toți brawlerii cu trofee, cum scrie acolo, 9 din 9 forță. Îl avem aici, o să jucăm și un meci cu el. Ia uite-l. Hai să vedem acum ce o să ne pice din aceste 14 Brawl Box-uri și un B-Box. Hai, dă-i aici. 3, 2, 1 și... Ok, nothing. Bă, chiar sper să ne pice ceva. Oh, token doubler, that's good. Deci vreau token doublere. Vreau cât mai multe token doublere. Vreau cât mai multe token doublere. Hai, dă-i. Nu-mi pică și mie. Oh, pentru 8-bit, 6, nice. Vreau și pentru 8-bit, neapărat. Rico, el primo. Dă-mi Rico, am fost să-mi dau el Rico, perfect. Și nu pică, bă, nu pică nimica, bă. Nu, bă. Bă. Ok. Ultimul Brawl Box. Nothing. Fair enough. Dați acum pe butonul de like și spuneți-mi înainte să deschid acest Big Box dacă o să pice ceva sau nu. Dar nu trișați. Nu trișați. Spuneți-mi dacă credeți că o să pice ceva din acest Big Box. Ok? Cum ar fi să pice ceva? Hai, mă. Deci aveți timp 3 secunde. 1, 2, 3. Sper că a scris sau să puneți pauză. Sper că a scris în comentarii până acum. Hai să-i dăm 3, 2, 1 și avem 3. Nu o să pice, nu-i așa? Din Dynamite, Shelly și Nita, bă, și Event Ticket. Nu ne-a picat nimic, dar măcar îl avem aici alături de noi pe 8-bit și o să joc
alături de el următorul meci de takedown, așa se numește modul ăsta, trebuie să rețin neapărat. Deci sunt două moduri noi, takedown și celălalt, care nu mai știu exact cum se numește. Ideea e că la takedown nu am jucat așa mult, mai mult am jucat la celălalt mod și am farmat foarte mult la celălalt. Bă, dar ce se mișcă ăsta așa greu? Dar mi se pare că se mișcă foarte greu, sau parcă zici care lag. Uite cât de greu se mișcă. Vere. Uite cât de greu te miști, băi. Mamă, toți au 8-bit aici? Ce ați făcut, mă, toată lumea cu 8-bit la modul ăsta? Am ajuns la 6000 trofei, toată lumea joacă cu 8-bit, a? Am înțeles cu cine ne jucăm noi aici. Oh, shit, uite pe primul loc. Hai să facem win-ul. Ui, nu, trebuie să mă pun în stânga. Ui, mereu cum trage, că îl trage de la stânga la dreapta. E, nu-i problemă de război, lasă că... Ne luăm noi aici puțin. Bă, da, nu, deci nu trebuie să mă neapărat să mă duc pe ăla direct la bătaie. Uitați-vă cât de greu se mișcă. Deci uitați-vă cât de greu se mișcă, doamne, ce te miști, bă, așa greu? Ești grăsant. Doamne, băi. Dă-i acolo, dă-i acolo la nebun, dă-i acolo să faci primul win. Primul win vreau, hai, primul win. Dă-i. Oh, nu, Houston, we have a problem. Oh, nu, știam că o să mor acolo. N-ai nașpa că te miști foarte greu cu ăsta. Dar dă destul de mult, e genul un Rico, numai că cred că dă mai mult damage. Are rage-ul, știu, îți pui o sondă cum pune Pam, dacă nu mă înșel. Și da, mi se pare destul de ok. Ce părere aveți de 8-bit? Vi se pare un brawler bun? Este cel mai recent? Ba nu, acum a apărut și cum se numește, Sandy. Înainte era cel mai bun, cel mai recent brawler, ci că cel mai bun, cel mai recent brawler adăugat. Hai mă că nu vreau să iau locul 2, vreau să iau primul win, primul match, primul win, știi cum zic? Hare, ce n-ai patim joc așa? Unde n-ai bat sunteți? Mor la moilor. Oh nu. Unde sunteți? Am înțeles, salut. Hai, tragem aici, pop. Hai mă! Nu-mi dai primul loc. Mamă. You are in the lead. Nu vreau să văd și eu mesajul ăla. You are in the lead. Mamă, dar dă cu de-astea foarte subțiri. Asta mă enervează. Sunt foarte subțiri astea care dă. Oh, shit. You are in the lead. Aia vreau să văd. Aia vreau să văd, dragilor. Aia vreau să văd. No, și vreau să pun și o sondă de rage. Aie, poate avem o altă ocazie, că vreau să testez și sonda. Sau cum se numește. Sonda. Habar n-am. Nu știu cum se numește. Ziceți-mi voi în comentarii cum ce nume ia. Oh no, not again. Mi-au luat locul 1. Nu. Anul ăsta are 9. Bă, martalogule, ce faci aici? Ne batem joc, bă, că și-a luat și el, mamă, era și unul cu 14, locul 2, bă, măcar am locul 2, e bine. Da, fraților, cantă-vă-s cu acest clip, din păcate nu am avut noroc la un nou brawler, dar v-am povestit cum am ajuns eu la 6008 trofee, efectiv este bestul meu, vedeți aici, am highest trophy 6008. Nu uitați să apăsați acolo pe butonul de subscribe dacă sunteți noi și pe clopoțel ca să fiți notificați când mai facem alte live-uri cu abonații cu Brawl Stars. Eu am fost Andrei, sper că v-am bucat acest clip și pe noi v-am salutat. Bye bye!